Crizele de gută îmi fac viața un calvar. N-am știut că această boală putea fi prevenită. Este afirmația multor pacienți care ajung la centrul nostru, Centrul Medical Sănătatea. Iată ce trebuie să știi și tu. Latura medicinei care se ocupă cu profilaxia, prevenirea bolilor, este numită pe drept vârful medicinii moderne. Dacă vrei să ai o bătrânețe liniștită și o viață frumoasă, trebuie să ai grijă de sănătatea ta încă din tinerețe. Scopul analizei de sânge în câmp întunecat este de a face o evaluare rapidă a stării de sănătate și a eventualelor consecințe negative declanșate de factorii nocivi din mediul extern și intern asupra organismului. Atunci când, în proba de sânge analizată, apar cristale de acid uric, pacientul este avertizat și informat despre cauzele și riscurile la care este expus. Ce este guta? Este o formă dureroasă de artrită cauzată de prezența unei cantități prea mari de acid uric în sânge și în țesuturi. În trecut, această boală era considerată boala oamenilor bogați, pentru că aceștia consumau foarte multă carne de vânat bogată în purine. În zilele noastre, boala afectează din ce în ce mai multe persoane, în special bărbații, și este asociată cu consumul crescut de carne, fructe de mare, sucuri acidulate și alcool, berea fiind cea mai periculoasă dintre băuturi. Acidul uric produce cristale care rămân în țesuturile articulațiilor, în mod special în cele ale degetelor mari ale membrelor inferioare, și cauzează o reacție inflamatorie care duce la umflarea acestora și provoacă durere. Crizele de gută apar brusc, uneori cu dureri nocturne intense care te pot trezi din somn, mâncărimea pielii, febră și frisoane, și pot duce la limitarea mișcărilor normale ale articulației. Omul modern este un om informat și ar trebui să încerce să evite apariția gutei, întrucât nu prea există leac pentru gută. Da, se pot folosi anumite medicamente sau remedii pentru controlul simptomelor. Important, tratamentul trebuie recomandat de un specialist și boala nu trebuie neglijată. Cu riscul de a repeta, te rog să nu uiți. Profilaxia este cea mai bună soluție. Ai grijă de sănătatea ta chiar dacă te simți sănătos.